Să fie binecuvântat Dumnezeu! Iată-ne încă o dată împreună în casa lui Dumnezeu și credem că și în seara aceasta, toți cei care au venit aici cu inima deschisă, Dumnezeu i-a binecuvântat, Dumnezeu ne-a vorbit până în aceste momente și ne rugăm ca în continuare Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Am citit acest pasaj din capitolul 12 din Cartea Genezei și cu toții cunoaștem acest om din Scriptură, acest mare om al Scripturii, pe omul lui Dumnezeu, pe Avram, și în seara aceasta aș vrea să învățăm câteva lucruri de la omul acesta. Mesajul meu este intitulat Avram, un model pentru noi. Trăim o perioadă în care cu toții ne uităm în jurul nostru și admirăm persoane. Admirăm moduri de gândire, admirăm un mod de a face anumite lucruri, un mod de a se descurca în anumite situații și ne uităm în jurul nostru încă de mici, la tot felul de oameni și îi luăm ca modele în viața noastră, ca modele în foarte multe domenii ale vieții noastre și în seara aceasta aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem modul în care pentru noi, cei care suntem copiii lui Dumnezeu, cei care suntem credincioși, Avram este un model pentru fiecare dintre noi. Și foarte mult ne vom concentra nu doar pe persoana lui Avram, ci pe modul în care Dumnezeu este acela care îl schimbă pe Avram. Felul în care Dumnezeu îl binecuvântează pe el și uitându-ne în viața lui în seara aceasta, aș vrea să ne regăsim fiecare dintre noi și să-l binecuvântăm pe Dumnezeu pentru modul în care până în acest punct al vieții noastre a fost Dumnezeu credincios în viețile noastre. Și să-i dăm mulțumire, să-i aducem mulțumire, să-i dăm slavă, pentru că așa cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, așa cum Dumnezeu și-a ținut cuvântul față de Avram, așa face Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi, dacă-i suntem credincioși și Dumnezeu să ne ajute. Am spus că ne uităm la Avram în seara aceasta și, în primul rând, aș vrea să vedem modul în care Dumnezeu îi se descoperă, modul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Avram, omul acesta, nu este un credincios încă de la începutul vieții lui. Dacă citim în cartea Iosua, vedem că atât părinții lui Avram, cât și el, erau oameni care se închinau altor dumnezei. Nu se închinau Dumnezeului adevărat, erau oameni păgâni. Umblau în căile lor, își făceau lucrurile lor. Dar Dumnezeu, în mod suveran, începe versetul 1 din capitolul 12, Dumnezeu, în mod suveran, alege să-i se descopere lui Avram și să-i facă o chemare cu totul special acestui om. Și citim versetul 1 și spune în felul următor: Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Vedem că Dumnezeu îi se descoperă lui Avram și îl cheamă cu aceste două cuvinte: ieși și vino. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Ne cunoaște activitatea noastră de zi cu zi, ne cunoaște trecutul nostru, ne cunoaște tot ce înseamnă viața noastră și, dacă am fost atenți la citirea psalmului, Dumnezeu este Cel care știe din ce suntem făcuți pentru că El ne-a creat și El ne veghează pe fiecare dintre noi. Și Dumnezeu, care îl cunoștea pe Avram, a decis să-l binecuvânteze pe Avram și a decis să-l binecuvânteze într-un mod cu totul special și îi se descoperă și îi spune: ieși din țara ta și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și la fel, acest portret pe care îl are Avram înaintea lui Dumnezeu, la fel este și portretul nostru. Pentru că Dumnezeu ne ia pe fiecare de acolo unde noi ne aflăm și ne cheamă cu aceleași cuvinte: ieși. Ieși din starea în care ieși. Ieși din circumstanțele în care te găsești. Ieși și vino acolo unde eu te chem. Unde îl chema Dumnezeu? La început Avram încă nu știa. Nu știa care este țara în care va ajunge, nu știa cât de lungă va fi călătoria. Și ce frumos este că atunci când citim istoria acestui om, începând cu Geneza 12, vedem modul în care Dumnezeu, în mod repetat, îi se descoperă. Și parcă Dumnezeu îi spune mereu aceleași lucruri: Avrame, eu te voi binecuvânta, eu te voi binecuvânta. Și este foarte frumos modul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îl conduce pe Avram. Pentru că Dumnezeu ne cheamă și pe noi.
Și prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu este Cel care inițiază această chemare față de fiecare dintre noi. Chemarea ca să-L urmăm pe El, acolo unde El ne conduce. Nu uităm la Avram și vedem că el era un om păgân. Nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care inițiază chemarea. Îl cheamă pe Avram, îi face o chemare personală. Îl cheamă să iasă din familia lui, să își rupă legăturile care nu îl ajutau să se apropie de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl trimite spre o destinație necunoscută. Dar fiecăruia dintre noi, Dumnezeu când ne cheamă prin Hristos, ne spune, vino ca să-ți dau cerul meu. Și s-a cântat despre lucrul acesta. Și fiecare dintre noi ne putem uita în trecutul nostru. Ne putem uita poate cu mai puțin timp în urmă sau cu mai mult timp în urmă, modul în care și nouă ni s-a descoperit Dumnezeu, modul în care și nouă Dumnezeu prin Hristos s-a revelat și ne-a dat această chemare de a-L urma, de a umbla pe drum cu Dumnezeu, de a umbla pe drum cu Iisus, dar nu spre o destinație necunoscută, ci a umbla pe drum cu Iisus înspre cer. Amin. Și Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Amin. Pentru că pe acest pământ avem atâtea încercări, pe acest pământ avem atâtea probleme și încă de tineri, încă din perioada aceasta adolescenței, când încep crizele în care nu ne mai înțelegem, nu-i mai înțelegem pe cei din jur nu ne mai înțeleg pe noi și tot felul de crize apar în viața noastră și parcă așa, într-un mod ciclic, din perioadă în perioadă, parcă afară tot felul de crize în viața noastră pe care Dumnezeu le folosește ca să ne apropie din ce în ce mai mult de El, ca să ne facă din ce în ce mai mult dependenți de modul Lui în care ne călăuzește și ne conduce, slăvit să fie Domnul. Pentru că în momentele de criză lui Avram, Avram întotdeauna a știut în cine s-a încrezut. Avram întotdeauna a știut cine l-a chemat și când ne uităm la omul acesta, vedem, credința lui este extraordinară. Când trece timpul peste poporul lui Israel, oamenii încep să se binecuvânteze și spun Dumnezeul lui Avram. Și așa de mult m-aș bucura în seara aceasta, pe fiecare dintre noi, chemându-ne Dumnezeu la sine, să putem spune în mod personal, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu personal. Și fiecare dintre noi, când ne gândim la Dumnezeu, să nu ne gândim că Dumnezeu este un Dumnezeu al trecutului. Un Dumnezeu care s-a descoperit doar în trecut, doar unor oameni mari din Scriptură sau doar unor oameni mari din istoria noastră recentă. Ci să înțelegem că Scriptura ne spune așa de frumos și în Noul Testament că Dumnezeu se descoperă fiecăruia în mod personal și nu este rușine să ne numească copiii Lui, să ne numească frații Lui. Și citim lucrul acesta în Cartea Evrei, că Hristos nu s-a rușinat să ne numească frații Lui. Și așa de multă bucurie ne aduce lucrul acesta în inimă, că noi putem să spunem că Iisus Hristos este Dumnezeul nostru personal. Nu avem nevoie de intermediari, nu avem nevoie de ajutoare. Iisus Hristos este Dumnezeul lui Paul, Iisus Hristos este Dumnezeul fiecăruia dintre noi. Și în seara aceasta noi îl lăudăm în mod personal pe Domnul nostru și pe Dumnezeul nostru. Nu doar pe Dumnezeul care s-a descoperit în trecut. Nu doar un Dumnezeu care doar în trecut se descoperă, ci Dumnezeu care se descoperă și astăzi, în vremea pe care noi o parcurgem, în vremea pe care noi o trăim. Și Dumnezeu s-a descoperit lui Avram și nu doar i-a zis, ieși și du-te, ci i-a dat promisiuni peste promisiuni. Și dacă ar fi să citim toate pasajele acestea în care Dumnezeu se descoperă lui Avram și îi promite, vedem că Dumnezeu îi dă promisiuni clare. Îi spune exact lui Avram cum îl va binecuvânta, îi spune exact lui Avram cum îl va însoți, cum îl va ajuta, cum îl va sprijini. Și Avram crede pe cuvânt, pe Dumnezeu. Și vedem în omul acesta, Avram, un model. Un model în a accepta chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Și uneori chemarea aceasta este greu de acceptat. Pentru Avram să-și părăsească țara lui, să-și părăsească familia lui, să pornească spre o destinație necunoscută, care nu știa cât va dura, care nu știa cât va ține, nu știa ce pericole va înfrunta pe drum. Avram a acceptat chemarea lui Dumnezeu. Și mă rog ca anul acesta, 2022, Dumnezeu să ne ajute împreună cu El să mergem prin toate lucrurile prin care ne va trece Dumnezeu.
Să mergem împreună cu Dumnezeu prin încercări, dar și prin binecuvântări. Și așa cum îl lăudăm pe Dumnezeu când ne merge bine, să lăudăm pe Dumnezeu și când vom avea momente de încercare. Să ne păstrăm credința în Dumnezeu și când vom avea momente de îndoială, când vom avea momente în care ne vom întreba unde este Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne sprijinească. Și așa de frumos ne uităm în viața acestui om, că timpul trece peste viața lui, ajungem să citim despre un moment în capitolul 15 din Cartea Genezei și vedem că Dumnezeu încă o dată îi se descoperă. Și versetul 6, după ce Dumnezeu îl scoate afară din locul în care era, îi spune versetul 5, uite-te spre cer, numără stelele dacă poți, așa va fi sămânța ta. Și versetul 6 spune, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. În al doilea rând, când ne uităm în viața lui Avram, vedem că Dumnezeu a încheiat cu Avram un legământ. Dumnezeu l-a chemat pe Avram, Avram a umblat o perioadă cu Dumnezeu, dar a fost un moment critic în viața lui Avram, când doar chemarea nu mai era suficientă, când doar o promisiune nu mai era suficientă, când Avram era cuprins de îndoială, când Avram parcă nu mai credea promisiunile, Dumnezeu îi se descoperă încă o dată, îi reconfirmă promisiunile și Avram îl crede pe cuvânt pe Dumnezeu. Și în momentul acela, spune Scriptura în continuarea pasajului din Geneza 15, că Dumnezeu încheie un legământ cu Avram. Și în seara aceasta ne uităm la omul acesta și vedem că și noi de multe ori ne găsim în aceeași situație. Am pornit pe drum cu Iisus. A fost frumos o perioadă. A fost totul bine. Au fost binecuvântări și Dumnezeu ne-a binecuvântat poate material. Am avut succes, am avut reușită, dar au venit momente în care ne-am îndoit. Au venit momente în care n-am știut ce să mai credem. Și în acele momente Dumnezeu încă o dată s-a prezentat și ne-a mărit credința, ne-a sprijinit și nu ne-a lăsat. Și în seara aceasta Dumnezeu este acela care vrea să ne spună fiecare dintre noi că doar momentele singulare de părtășie cu Dumnezeu nu sunt suficiente pentru ca sufletul nostru să ajungă în cer. Dumnezeu este acela care își dorește să fie într-un legământ permanent cu fiecare dintre noi. De multe ori credința noastră se rezumă doar la niște informații despre Dumnezeu. De multe ori credința noastră se rezumă doar la a împlini niște ritualuri în fața lui Dumnezeu. De multe ori credința noastră se rezumă doar la a ști câte ceva despre Dumnezeu, la a face câte ceva pentru Dumnezeu și doar atât. Dar nu aceasta este credința autentică. Credința pe care Dumnezeu dorește să o avem în inima noastră este credința pe care și Toma a avut-o în acea zi a învierii, când a pus mâna pe semnele Domnului în mâna lui și în locul rănii lui din coastă. Atunci Toma a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dumnezeu dorește ca în inima noastră, credința noastră să nu fie o teorie, să nu fie o poveste, ci să fie o credință în persoana Domnului Iisus. Să fie o credință în Dumnezeu care este viu și care este o persoană reală în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Abia atunci începe cu adevărat viața de credință. Abia atunci Dumnezeu vedem că încheie un legământ cu Avram. Abia din momentul credinței personale în Dumnezeu. Așa de mult mă rog ca toți cei care oscilează în perioada aceasta au avut atâtea momente frumoase cu Dumnezeu, au gustat de atâtea ori din părtășia aceasta cu Dumnezeu, din bunătatea, din dragostea lui Dumnezeu și totuși s-au rezumat doar la aceste momente de părtășie. Dumnezeu ne cheamă să intrăm într-un legământ cu El și în Noul Testament Domnul Iisus spunea, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi la lucrurile acestea. Ne uităm la legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram și acest legământ a fost unul așa de binecuvântat pentru Avram. Și dacă îl analizăm în detaliu, vedem că Avram primea un nume vestit, un nume faimos. Urma să fie o binecuvântare pentru alții. Urma ca el în mod personal să fie binecuvântat din belșug. Urma să aibă o mulțime de urmași. Neamul lui, viitorul lui, urma poporul lui care se năștea din el, urma să fie un popor diferit dintre toate popoarele lumii. Legământul acesta conținea promisiunea pentru țara Canaan,
Și dacă ne uităm la toate pasajele, putem vedea atâtea detalii. Dar dacă observăm ceva, observăm că toate promisiunile legământului lui Dumnezeu cu Avram erau doar pe pământul acesta. Și în viața aceasta, uneori, bogăția nu-i suficientă. În viața aceasta, binecuvântările materiale nu sunt întotdeauna suficiente. Pentru că ce ne ține în viață sunt binecuvântările duhovnicești ale lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc din cartea Efeseni, unde spune Apostolul Pavel atât de frumos câteva cuvinte extraordinare și aș vrea să le reținem fiecare dintre noi. În Efeseni, capitolul 1, spune Pavel așa de frumos care este binecuvântarea pe care noi o avem în legământul pe care noi l-am încheiat cu Dumnezeu. Și spune versetul 3 din capitolul 1 din Efeseni: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos, slăvit să fie Domnul. Cu toții avem nevoie de lucrurile materiale. Cu toții știm că avem nevoie de lucrurile de bază în viața aceasta pământească. Dar în momentul în care noi ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, noi am primit un orizont mult mai larg decât lumea aceasta. De aceea sunt atât de mulți oameni care sunt bogați. Și se spunea în dimineața aceasta aici, tânărul bogat, dar trist. Sunt atâția oameni care sunt împliniți material, dar nu sunt împliniți sufletește. Dar nevoile lor spirituale nu sunt împlinite. Și în seara aceasta ne uităm la omul acesta, la Avram, care este un model pentru noi și omul acesta îl vedem că deși a fost binecuvântat din belșug, din punct de vedere material, i-au lipsit binecuvântările inimii, binecuvântările sufletești. Și nouă fiecăruia, prin Hristos, Dumnezeu ne dă așa de multe binecuvântări spirituale. Personal, ori de câte ori sunt descurajat, mă gândesc că dincolo de lumea aceasta, dincolo de ce se petrece sub soarele acesta și dincolo de toate nedreptățile pe care le cunoaștem și le știm, avem o nădejde care trece dincolo de soare. Avem un orizont pe care Dumnezeu ni l-a deschis prin Hristos și anume că vom moșteni la un moment dat împărăția cerului, unde nu va mai fi regret, unde nu vor mai fi lacrimi. De multe ori ne este cuprinsă inima de regrete. De multe ori ne este cuprinsă inima de tot felul de decizii greșite pe care le luăm. Și ne gândim, oare am făcut bine, oare n-am făcut bine, oare trebuia să fi procedat așa. Dar atunci când venim în prezența Domnului Iisus Hristos, atunci când avem părtășie cu Domnul Iisus, toate lucrurile acestea pălesc. Pentru că Domnul ne deschide ochii din nou și din nou să vedem că vom moșteni cerul Lui. Să vedem că vom moșteni binecuvântările Lui spirituale, slăvit să fie Dumnezeu. Așa că, frați și surori, dragi tineri, ori de câte ori suntem descurajați, că poate nu avem suficiente, sau chiar în mijlocul belșugului material nu suntem împliniți, să ne uităm la Hristos. Pentru că Hristos este împlinirea noastră. Și legământul lui Dumnezeu cu Avram a fost poate doar pentru pământul acesta, doar pentru lucrurile de aici de jos. Dar atunci când noi ne-am pus încrederea în Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a deschis orizont înspre cerul Lui, înspre împărăția Lui veșnică. Și în nădejdea aceasta am fost noi mântuiți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Hristos în noi este nădejdea slavei. Și slavă niciunul dintre noi nu avem pe acest pământ, ci vom primi acolo când vom ajunge în cer, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi ne uităm la testul pe care Dumnezeu l-a îngăduit în viața lui Avram. Pentru că ce frumos ar fi ca lucrurile să fie fără niciun fel de probleme în viața aceasta. Ce frumos ar fi ca umblarea aceasta cu Dumnezeu să fie ușoară, să nu fie fără niciun fel de greutate, totul să meargă bine. Dar Dumnezeu din când în când este Cel care ne verifică. Și citim în Geneza, capitolul 22, că Dumnezeu, spune aici versetul 1, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Au trecut atât de mulți ani peste viața lui Avram. A fost binecuvântat material. I s-a născut fiul promis pe care l-a aștepta atât de mult. Și după toate aceste lucruri în care Avram și-a dovedit credincioșia în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu totuși alege
încă o dată să-l mai încerce pe Avram. Pentru că ne uităm în viața acestui om și vedem că în viața lui Avram a renunțat de bună voie la multe lucruri. N-a trebuit să-i spună Dumnezeu la ce să renunțe. N-a trebuit să-l oblige Dumnezeu să renunțe la anumite lucruri. Și vedem că în Geneza 13, în mod special, și 14, când uităm, vedem că Avram renunță de bună voie la cele mai bune pășuni. Renunță de bună voie la confortul lui și a familiei lui. Renunță de bună voie la orice fel de bogăție pe care ar putea avea-o. Și de bună voie face toate lucrurile acestea. Și vedem că omul care cu adevărat se încrede în promisiunile lui Dumnezeu poate să renunțe la orice. Că atâta timp cât știe că atunci când Dumnezeu i-a promis că îl va binecuvânta, Dumnezeu chiar îl va binecuvânta. Și putem să renunțăm la orice lucru. Când Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze, El are modul Lui de a ne binecuvânta. Și ne-am întrebat, totuși Avram a renunțat la toate aceste lucruri de bunăvoie, de ce a mai trebuit să-L încerce Dumnezeu? Dumnezeu îl provoacă totuși pe Avram să renunțe la un lucru, la fiul lui de care era legată toată inima lui. Și poate că nouă în această zi, în acest an, Dumnezeu nu ne cere să renunțăm la copiii noștri în modul în care Dumnezeu i-a cerut lui Avram să renunțe. Și Dumnezeu poate ne va trece prin alte încercări și ne va învăța să renunțăm la alte lucruri care sunt prea de preț în inima noastră și ne împiedică să-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea toată inima noastră și va merge în profunzimea vieții noastre ca să ne câștige pentru El. De multe ori ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu un lucru sau altul. Tocmai de acesta. Pentru că ne iubește prea mult. Pentru că uneori ne dorim niște lucruri care ne fac să ne autodistrugem. Și Dumnezeu atât de mult ne iubește încât merge în profunzimea celor mai adânci dorințe ale noastre și îmi spune, renunță la ea. Renunță pentru mine. Vreau să văd dacă renunț pentru mine la lucrul acela. Și ne uităm în capitolul 22. Avram este dispus să renunțe chiar la Isaac. Urcă pe munte. Este pregătit să-l sacrifice și începând cu versetul 15 vedem că Îngerul Domnului îl oprește pe Avram, îl vede, vede credincioșia lui și încă o dată îi reafirmă promisiunile pe care i le-a dat. Să știți că și pe noi, frați și surori, Dumnezeu ne testează și Dumnezeu ne încearcă. Pe mine mă încearcă Dumnezeu într-un fel și pe fiecare dintre dumneavoastră vă încearcă Dumnezeu așa cum El știe că trebuie să ne încerce. Dar vreau să subliniez acest aspect. Dumnezeu o face pentru că ne iubește prea mult. Pentru că uneori în nebunia noastră ne dorim niște lucruri care ne fac să ne autodistrugem. La început par bune. La început totul parcă e nevinovat. Dar ajunge Dumnezeu care cunoaște viitorul. Știe cum ne vor transforma lucrurile acelea. De aceea dacă Dumnezeu ne cere să renunțăm la un anumit lucru, să nu cârtim, să nu murmurăm, să spunem ca Avram, iată-mă, Doamne, ce-mi ceri? La ce-mi cer să renunț în anul acesta? Nu știu ce ne va cere Dumnezeu să renunțăm, dar așa de mult îmi doresc că atunci când Dumnezeu va veni în dreptul fiecăruia și ne va chema pe nume și ne va cere să renunțăm la anumit lucru pentru El, de dragul Lui, să putem spune, Doamne, iată-mă, asta-mi ceri, dă-mi putere să fac. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute să dovedim credincioșie față de El, să dovedim o dedicare extraordinară. De-a lungul vieții lui, Dumnezeu a încercat în viața lui Avram, i-a încercat credința, i-a încercat caracterul, i-a încercat ascultarea, l-a încercat Dumnezeu pe Avram în toate modurile posibile. Și Dumnezeu a văzut că Avram a trecut toate testele. Doamne, ajută-ne și pe noi. Să trecem toate testele, să trecem testul credinței, să trecem testul caracterului, să trecem testul ascultării și Dumnezeu să ne dea putere ca în toate să-i fim credincioși. Și dacă s-ar opri lucrurile aici, am spune că Dumnezeu parcă este prea sever cu Avram, dar Dumnezeu este Cel care a pregătit pentru Avram o răsplată extraordinară. Pentru că Avram este un model pentru noi, nu doar în ce privește acceptarea chemării, nu doar în ce primește acceptarea legământului, nu doar în ce privește acceptarea încercărilor pe care Dumnezeu le îngăduie, ci și în ce privește înțelegerea că Dumnezeu are o răsplată pentru tot. Și după toate sacrificiile pe care Avram le-a făcut, Dumnezeu îi spune, nu te teme, Avram,
Eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Așa de mult m-aș bucura cuvintele acestea să fie niște cuvinte vii în mintea și în inima noastră anul acesta. Pentru că vom trece prin multe dezamăgiri, poate ne vor înșela unii oameni, poate vom pierde multe lucruri, dar să nu uităm acest aspect atât de important, că Dumnezeu este răsplata noastră cea foarte mare. Nu contează atât de mult ce pierdem, ci contează foarte mult ce avem în Dumnezeu. Și când ne uităm la Avram, vedem că atunci când Avram a renunțat la cele mai bune pășuni, Dumnezeu i-a dat toată țara Canaanului. Atunci când noi renunțăm la lucrurile aceste materiale, Dumnezeu ne dă cei mai buni din sine și din cerul tău. Atunci când Avram a renunțat la tot confortul lui și a familiei lui, făcând un cort pentru el și un altar pentru Dumnezeu, Dumnezeu i-a oferit momente de părtășie și Dumnezeu i-a binecuvântat viața cu momente unice de părtășie. Așa și noi, frați și surori, când vom renunța la ale noastre, la confortul nostru, la cheful nostru, la rutinele noastre, Dumnezeu ne va oferi momente unice de părtășie cu El, momente pe care nu le vom uita și vor fi niște borne în viața noastră, pentru că citim în acest capitol 12, în pasajul care s-a citit, că în momentul în care Dumnezeu a ajuns la locul stabilit și Dumnezeu din nou i-a promis țara, spune versetul 7, Avram a zidit acolo un altar Domnului. Apoi în versetul 8 spune că iară s-a deplasat, a ajuns la Betel și iarăși a zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Lui. Atunci când noi renunțăm la confortul nostru și facem un altar pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne dă momente speciale de părtășie cu El, slăvit să fie El. Când Avram a renunțat la bogății, Dumnezeu i-a devenit avere. Când Avram a renunțat la ce iubea mai mult, Dumnezeu s-a jurat pe sine că va fi credincios față de Avram. Și ce minunat este să primim această promisiune, că Dumnezeu se angajează să fie credincios față de noi, față de sufletele noastre. Și această caracteristică a lui Dumnezeu, credincioșia, este ce l-a ținut în viață pe Ieremia atunci când a văzut Ierusalimul distrus, atunci când și-a văzut poporul dus în sclavie, atunci când a văzut ruinele Ierusalimului și citiți cartea Plângerile lui Ieremia și veți vedea un om care vorbește așa de depresiv, un om atât de descurajat și plânge pentru poporul lui, pentru cetatea lui, dar ce îl ține în viață este tocmai credincioșia lui Dumnezeu. Și atunci când noi facem toate aceste lucruri, Dumnezeu ne promite că El va fi credincios, că El ne va ocroti, ne va binecuvânta, slăvit să fie Dumnezeu. În seara aceasta ne-am uitat la omul lui Dumnezeu, la Avram, care este un model pentru noi și ne învață cum să rămânem credincios chemării lui Dumnezeu. Ne învață să fim dedicați în fiecare zi lui Dumnezeu și să prețuim legământul pe care îl avem cu Dumnezeu. Ne învață că Dumnezeu aduce momente în viața noastră în care ne testează, ne verifică, dar ne învață o lecție extraordinară, să așteptăm răsplătirile lui Dumnezeu, care nu întârzie, ci vin la momentul potrivit în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și în anul acesta, umblând cu Dumnezeu, să avem momente speciale de părtășie cu El și să zidim altare ori de câte ori este necesar, ori de câte ori este nevoie și să-L slăvim și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Amin.